Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Bun, vreau înainte să vă mulțumesc tuturor pentru toate complimentele, pentru toată susținerea, pentru toate vorbele frumoase. Și eu vă iubesc, vă pup și vă îmbrățișez pe toți și mă bucur foarte mult că vă pot fi de ajutor. Bun, vă face 3 tarot ca de obicei, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact și că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domn. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Bun. Haideți să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Aici o mare, mare, mare încurcătură, din câte văd. Eu vă spun exact ce văd. E o alergătură, cineva aleargă aici să rezolve niște chestiuni, adică o persoană aici aleargă, poate să fie persoana care aveți voie de a face sau poți fi chiar tu care faci treaba asta. Cineva aleargă în legătură cu niște, cu rezolvarea unor belele, să-i spunem așa, ok? Cineva vrea să rezolve niște belele, aici este vorba despre cineva care are foarte multe datorii, o persoană care s-a băgat cu anumiți indivizi sau individe care nu sunt corespunzători, ca să spun așa, cineva n-a știut în ce afacere se bagă înainte, pentru altele dintre doamne, trebuie să vă spun confesiunea asta, că dacă aveți de-a face cu cineva din taur, săgetător, văd foarte mult taur, săgetător și rac la persoana asta, poate să fie și cineva din gemeni, puternic aspectat gemeni, sau oricare altă zodie, aveți foarte mare grijă că bărbatul ăsta este implicat în niște afaceri ilegale. Posibil să aveți de-a face cu o persoană delinventă, posibil să aveți de-a face cu un bărbat care nu are de gând, ca să spunem așa, să vă confeseze în ceea ce este băgat. Oricineva s-a băgat mai mult decât trebuia, ca să spunem așa, în niște afaceri dubioase de ceva timp. Pești mai văd, ok? Sau să aibă pe undeva pești persoana asta. Este cineva care nu se mai descaieră de probleme. O persoană aici e posibil să facă, am spus, nu o să descriu, înțelegeți ce spun, prin afaceri ilegale. Și este cineva care circulă foarte mult, dar este un bărbat foarte disperat că nu mai știe cum să iasă din probleme. Este cineva care este căutat pentru datorii, o persoană care este căutată pentru a da niște explicații, ok? Este, deci un bărbat aici a tratat totul în glumă, ok? Și anume... S-a implicat în niște afaceri cu niște persoane care a crezut că îi sunt prieteni, ok? Numai că la ziua plății banilor, ca să spunem așa, persoana, bărbatul ăsta și-a dat seama că de fapt nu este o joacă în ce s-a băgat. Și că de fapt el are, poate ești chiar tu care te uiți, ok? Ia cum rezonează sau poate este persoana care ai tu de-a face. Persoana asta și-a dat seama că de fapt nu este o joacă, este mai serios decât ar fi crezut, ok? Și că acele persoane nu-i sunt prieteni și că totul e până la bani, ok? Sau totul până la ce au împărțit persoanele astea. Bun. Cineva a luat totul în glumă sau cineva a luat o datorie în glumă aici, pentru că văd că un bărbat are o datorie foarte mare și este căutat pentru datoria respectivă și trebuie să o dea. Altfel îl văd în pericol. Este cineva care este în pericol. Un bărbat este în pericol. Și cuiva este și foarte frică aici. Exact, și nu știe în ce direcție să o ia. Avem de-a face cu rac, gemeni, balanță, vărsător. Un bărbat nu știe în ce direcție să o ia. În niciun caz. Pești. Cineva stagnează. Spune, nu știu unde să plec. Nu știu ce să fac. Pur și simplu. Sau poate ești tocmai tu care te uiți, am spus. Exact, uite-te. Cineva s-a implicat mai mult decât trebuia într-o afacere care se termină foarte urât. Ok? Se termină cu trădări, se termină cu un final poate mult mai urât de atât. Cineva pierde o afacere, cineva cade cu totul, dar își dă seama că de fapt afacerea pe care a avut-o sau afacerea pe care a încercat să o clădească, de fapt, ok,
împreună cu, poate erau și femei implicate sau alte patru persoane, să spunem așa, 10-10 în final. Cineva își dă seama că de fapt persoanele astea erau niște trădătoare sau trădători. Cineva își dă seama că nu erau prieteni și că exact cum am spus, totul până la bani. Ăsta e mesajul pe care îl primesc aici, totul până la bani. Sau dacă cineva aici, aud și un mesaj, cineva aici va realiza, nu mai lucrezi pentru tine, lucrezi pentru cealaltă persoană că îmi dă mai mulți bani, ok? Nu contează că ne cunoaștem, nu contează că ai nevoie de serviciile mele, cineva trădează aici, cineva trădează. Da, și totul se termină cu, este un sfârșit destul de urât. Cineva o să regrete că s-a băgat în așa ceva. Crede că turnul, așteaptă, crede că turnul ăsta nu o să cadă, dar turnul ăsta deja a căzut, explozia este pe cale să se întâmple. Aici nu este un mesaj bun pentru ceea ce văd acum. Pentru doamne, aici voi lucrați la fiecare, dacă voi aveți de-a face cu astfel de energie sau ați avut de-a face cu astfel de energie, ori este posibil ca cineva aici, dacă sunteți... Doamne, ați avut de-a face cu, nu știu cum să-i spun, gașcă, oameni, indivizi pe care i-ați cunoscut sau cineva care tot timpul a avut ceva cu afacerea voastră sau persoane care au încercat să vă decadă din drepturi pentru alții dintre voi sau persoane care au încercat să facă niște probleme, niște acte pentru voi sau care au încercat să cauzeze niște probleme în afacerea voastră sau să... vă dea jos de pe un post sau să își însușească ideile voastre sau cineva a încercat să cădească o afacere asemenea vouă sau furând ideile voastre, dar de fapt a finalizat cu o trădare. Vouă vă merge din ce în ce mai bine, iar persoana asta, lumea asta care a fost diabolică făcând lucrul ăsta, ok? Posibil pentru mulți dintre voi a fost o lume karmică până acum, o perioadă karmică, o lume diabolică în care v-ați învârtit, o perioadă foarte, foarte urâtă, poate chiar cu un capricorn. Eu văd că vă merge foarte, foarte bine și persoanele astea au de suferit pentru ceea ce au făcut. Pentru alții dintre voi poate să fie cineva care spune, îmi pare rău că n-am avut încredere în sfaturile tale, îmi pare rău că n-am avut încredere în ceea ce mi-ai spus, îmi pare rău că m-am ancorat cu persoanele astea, îmi pare rău că nu te-am ascultat la timp. Îmi pare rău că n-am ales femeia asta la timpul potrivit, îmi pare rău că am ajuns să iau decizia asta greșită, să ajung în lumea în care sunt acum. Cineva spune chestia asta aici. Dar este o chestiune de o persoană foarte vicioasă. Aici cineva are foarte mari vici. Cineva nu mai are putere să continue. Cineva nu mai are putere financiară. Totul s-a întors cu susul în jos. Cineva crede că lucrurile nu sunt terminate aici. Nu, aici cineva a încercat să... Nu. Foarte puternic aspectat o femeie mai vârstă din zodia Capricorn. Gemeni în balanță vărsător. Aici, rac. Aici se merge mai departe cu o mare reușită financiară pentru doamnele care... Pur și simplu ați fost lovite din toate direcțiile, dar degeaba, voi nu v-a mișcat absolut deloc. Cineva are regrete că a făcut treaba asta. O persoană diabolică, pentru alții din voi aud un spirit diabolic. Aici cineva se confruntă cu o furie extraordinar de mare. Nu e neapărat să fie gemeni balanță vărsător, văd că mai este și zodie de apă, ok? Se confruntă cu o furie foarte mare pentru că aici este un război de bani. Cineva are lucruri de încheiat cu lumea în care s-a băgat și nu vor fi încheiate atât de ușor pe cât crede. Cineva are o furie. Aud ca și mesaj, cineva are o furie pe tine ca femeie dacă o duci bine sau indiferent că ești bărbat cu bărbat. Ok, prieteni, de ce persoana asta să ducă bine și eu sunt în problemele astea acum? Sau de ce... De ce am folosit aceleași tactici, idei sau indiferent ce a încercat persoana asta să fure din afacerea ta sau tu ai făcut asta, acum rezonează, cineva spune, tot nu mi-a dat rezultatul ăla, de ce nu mi-a dat rezultatul ăla, de ce nu sunt ca persoana asta? Cineva aici e...
e trădat de o femeie, pentru alții mesaj, cineva e trădat de femeie, bărbatul ăsta care a ales o altă femeie sau a ales o altă afacere sau a ales să facă o afacere cu o femeie, este trădat de un rac, gemeni, foarte tare, sau chiar de cineva de scorpion, este trădat foarte tare. Cineva are claritate că nu mai are belșug, banii au încetinit, ofertele au încetinit să vină, se întreabă de ce, furie foarte mare. Da. Și tu dacă ești femeie și ai de-a face cu un bărbat care a făcut treburile astea, îi spui go away. Nici nu vrei să mai ai de-a face cu energia asta. Uite, am spus că este vorba de o afacere. Este vorba de o afacere. Și acolo lucrurile se mișcă foarte încet. Cineva aici este în luptă cu justiția. Cineva plătește karmic foarte tare din punct de vedere financiar, în special. Exact, din punct de vedere financiar. În următoarele 72 de ore. Pentru că a încercat să-ți facă răul ăsta ție. Prin manifestare, prin lucruri oculte, prin influențe, prin vorbe urâte, prin minciuni, etc. Respingi oferta cuiva aici, nu te interesează persoana asta în următoarele 72 de ore. Ai învățat să te apreciezi pe tine foarte mult. În urma experiențelor pe care le-ai avut în ultimele 8 zile, o săptămână, ok? Se pare că asta te-a maturizat și te-a făcut să-ți dai seama că persoanele astea nu mai au niciun farmec sau n-au avut oricum niciun farmec. Aici cineva se confruntă cu o karmă foarte urâtă. Este o karmă foarte urâtă și posibil să fie mai multe persoane, dar văd și balanță, văd și săgetător, taur, rac, gemeni, pești. De două ori pești, de două ori gemeni, cineva se confruntă, am spus taur, da, se confruntă cu o karmă foarte urâtă. Cineva are probleme cu legea aici, lumea că cineva a încercat să-ți facă ție probleme cu legea sau viceversa, ea cum rezonează, cel care a fost rău aici și a încercat să facă problemele astea, i s-au întors lui. Cineva regretă. M-am spus la început, de ce m-am băgat în afacerea asta sau de ce m-am băgat în jocul ăsta sau de ce m-am băgat în chestiunea asta? Acum plătesc karmic. Sau acum plătesc prin faptul că persoanele astea mă urmăresc, am datorii, am probleme. De ce n-am ascultat la timp? Cineva regretă foarte tare aici. Sau de ce am făcut rău persoanei astea care nu mi-a făcut niciun rău? Mai vreau să văd o energie aici, să încercăm să ieșim din energia asta. Un pic. Pentru că o să tot insiste că e o energie foarte grea asta care am văzut acum. Mai într-un cuvânt este cineva care este în pericol. Ok? Și este un bărbat. Este un bărbat care este în pericol. Nouă energie pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore. Următoarele 72 de ore, nouă energie. Pentru foarte mulți dintre voi, doamnele, începeți o relație nouă de dragoste. Este o persoană care o să începeți o nouă relație de dragoste. Posibil este cineva care divorțează, are un conflict foarte mare. Am mai văzut eu asta la 72 de ore. El mi-apare în mod normal regele de monede. Poate fi taur, fecioară, capricorn sau poate fi un bărbat brunet sau șaten închis. Ok? Lângă el văd justiția și marea preoteasă. Balanță, pești. Dar din ce văd eu în clar viziunea mea, cred că nu este niciuna dintre aceste zodii. El întruchipează din astrograma lui, este un bărbat hotărât, un bărbat care are foarte multe probleme în ceea ce ține de familia persoanei care este. Certuri foarte mari de la bani. Se confruntă cu o problemă foarte mare. În divorț poate este cineva care este într-un partaj. Ok? Cineva care te-a respins cândva,
Ori tu ai respins persoana asta pentru că era implicată într-o altă relație. Pentru alții îmi trebuie poate fi o energie nou-nouță și să-mi apară prin asta trece persoana asta în momentul ăsta. Ok? Posibil să revină cineva din rac pe scorpion, o persoană falsă pe care ai înlăturat-o cu totul. Pentru că înțelegem din cărțile astea de ce. Este cineva care a fost in and out și tu ai spus până la urmă, așa joc, eu nu vreau. Din jocul ăsta, eu nu, în jocul ăsta nu vreau să intru și nici nu vreau să fac parte din el. Cineva se grăbește la, la tribunal sau la notar să rezolve niște acte. Pentru alții dintre voi poate fi un proces care vă luptați, ok? Și este o dispută aici. Cineva se dispută pe bunuri, casă, lucruri materiale, terenuri, pe o sumă de bani, pe cineva se dispută pe niște, posibil să fie și un testament, ok? Dacă sunteți mai mulți frați și vi se pare incorrect, e ceva în regulă aici, e o ceartă. Este ca și cum cineva vine la acest, ca să spunem așa, testament, ce are de luat fiecare bunurile lui și poate vă bateți toți pe o casă și poate voi sunteți niște persoane foarte blânde și nu v-ați fi dorit să vă certați cu rudele voastre, frații voștri, surorile voastre și așa mai departe, dar banii, bani. Și am auzit la începutul etalajii până la bani, totul până la bani. Persoanele astea o să devină animalice, nu știu cum să spun, fioroase când vine vorba de câtă lăcomie există aici. Neam, rude, poate fi neamurile persoane cu care ai de-a face și tu ești într-un partaj, într-un proces cu persoana care ești și acum îți dai seama de lăcomia acestor persoane, exact. Aici o să se facă ce este drept și just, deci aici clar o să facă ce este drept și just. O să câștige procesul persoana care este dreaptă aici și a fost, ca să spunem așa, victima. Cineva o să realizeze următoarele 72 de ore, mi s-a făcut judecată. Da, asta e chiar judecată adevărată. Chiar văd în adevăratul sens al cuvântului, poate este doamne care vă uitați judecătoare sau avocate. Poate aveți un proces destul de greu sau voi. Pur și simplu, sunteți într-un divorț, ok? Și este foarte greu și într-un partaj destul de dificil. În altă ordine de idei pentru doamne, eu văd că este vorba despre vreau să divorțez de tine și vreau să-mi găsesc o altă relație. Da. Cineva spune, nu mai am dragoste pentru tine, nu mai simt absolut nimic pentru tine. Pur și simplu trebuie să mergem pe căi separate. Cineva poartă ultimă în discuție, n-are rost să mai continuăm să ne răfuim, să ne certăm. Lupta asta trebuie să se încheie, lupta asta trebuie să cedezi, trebuie să încetezi. Poate nu e vorba de divorț, o simplă despărțire, trebuie să cedezi, trebuie să încetezi cu această obsesie, cineva spune. Exact. Eu nu vreau să mai continui cu această relație, nu mai repet acest eveniment cu tine. Este o persoană aici care insistă foarte mult. Da, insistă foarte mult. Fecioară văd puternic aspectat. Sau poate fi o femeie mai în vârstă. Cineva insistă foarte mult. Pentru alții dintre voi, poate fi o chestiune de mămicile care vă uitați, ok? Poate fi o chestiune de aut ca și mesaj, poate că ai voștri copii s-au îndepărtat de voi și voi vă simțiți foarte singure și este o chestiune de supărare și lacrimi. Pentru că atunci când vine vorba de bani, probabil că aceste persoane vă vizitează sau când au avut nevoie au apelat, dar când vine vorba despre a fi alături de voi, nu. Sau poate ați lucrat o viață întreagă și ați obosit. Pur și simplu ați obosit
și acum explodați vis-a-vis de familia voastră care vor numai bani. Bani și iar bani. Pentru că aici am foarte multe pentacule. Sunt mesaje împărțite. O femeie, ca mesaj, o femeie în vârstă aici este tot respinsă tot timpul de un bărbat. Dacă ești tu, îmi pare rău. Dar o femeie aici este respinsă tot timpul de un bărbat. Este tot timpul respinsă. El manifestă plecare și va pleca cu o răceală extraordinară din regele de cupe în regele de săbii fără să-i pese. Deci el spune nu, nu mai continuăm această relație, nu mai are niciun rost. Dar cu diavolul vorbim de obsesie și o văd și în clar viziunea mea, cineva are obsesie. Și e posibil ca o femeie aici, dacă ești tu, să fii investit bani în bărbatul ăsta sau să fii investit în afacere împreună cu el sau la poate l-ai propulsat sau poate pur și simplu a stat pe finanțele tale și ai avut încredere în omul ăsta și ți-a făcut promisiuni și etc. Ok? Iar în momentul de față, tu pur și simplu ești într-o stare deplorabilă, mentală și emoțională și vrei niște explicații. Vrei să înțelegi de ce ești respinsă, vrei să înțelegi de ce ți s-au dat speranțe sau de ce ai putut să ai încredere în persoana asta și în manipularea lui, iar acum pleacă așa nonșalant, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vreau să văd diavolul. Cineva a făcut lucruri oculte aici din obsesie. O femeie mai în vârstă, văd foarte puternic aspectat Capricorn Balanță, a făcut lucruri oculte, dar și alte zodii foarte urâte. Foarte urâte ca să, unei femei ca să o dea la o parte sau bărbatului ăsta, femeilor din viața acestui bărbat, ok, printre care văd că s-a făcut unui leu, dacă sunteți doamne din leu, ok, ea având o obsesie, ok, ea având o obsesie, ea tot timpul a crezut că bărbatul ăsta nu a fost în întregime cu sufletul pentru ea, pentru că exista altcineva în peisaj, total greșit. Bărbatul ăsta este un escroc și nu are nicio legătură cu o altă femeie. Iar ea regretă că a făcut atâtea lucruri oculte din disperare și obsesie și fiind rănită, ok? Și din disperare să nu piardă acest bărbat, pentru că își va da seama și va realiza că plătește karmic și că femeia respectivă nu a avut nicio vină sau alte femei nu au avut nicio vină cărora ea le-a făcut treaba asta, iar acum colac peste pupăză pe lângă durerea acestei despărțiri, va trebui să suporte și karma care se alocă pentru că a lovit în persoane nevinovate. Pentru altele dintre voi aud un mesaj, bărbatul ăsta a folosit-o pe femeia asta sau dacă tu ești, ok, ea cum rezonează, un bărbat a folosit o femeie să-i facă rău, să o pună, să o aducă în stare, să creadă că fosta lui, ok, face lucruri necurate și femeia asta s-a apucat să facă fel și fel fostei bărbatului ăsta. Pentru că el a vrut să răzbune pe fostă, dacă tu ești și ești în situația asta și ești o fostă, cum s-ar spune, bărbatul ăsta cu actuala a influențat-o și a pornit-o împotriva ta, făcând-o să nebunească aproape, ok, zicându-i să-ți facă ție lucruri oculte, pentru că tu ești piedica. Că tu faci, de fapt, lucruri oculte și de-aia lor nu le merge bine și nu sunt împreună. Este un escroc și un mincinos. Iar femeia asta o să realizeze, femeia asta mai în vârstă, care a fost doar o carte de joc. A fost la mijloc. A fost doar jucată de bărbatul ăsta. De ce a folosit-o? Dacă ești tu, îmi pare rău. Ce a folosit bărbatul ăsta, femeia asta? Uite, am spus. Pentru cineva din trecutul lui, iar leu. Ok? Pentru a se răzbuna pe cineva din trecutul lui. Ce a folosit? Pentru bani. Uite, iar mi-apare regina de... Deci ea era regina de cupe. Așa, și regina de bâte și șase de săbii.
El a folosit, sau dacă tu ești, știi cum rezonează, bărbatul ăsta a folosit prezenta, sau dacă tu ești, ok, să-i faci, îți dau un exemplu, să-i faci lucruri oculte sau să te întorci împotriva fostei lui, să încerci să-i faci rău, pentru că ea e cauza că lucrurile nu merg bine între voi, sau ea face farmece, ceea ce era total incorrect. El este omul diabolic și ți-a creat și ție o karmă negativă. A fost un exemplu, neapărat că tu ai făcut asta, dar ca să se înțeleagă mai bine. Ce va păți regele ăsta de cupe? Persoana asta este o persoană extraordinar de vicioasă. Este cineva care duce greu peste greu. Este cineva care nu pune preț pe viață. Uite ce pățește el. Final de drum de afacere. Drumurile lui s-au închis pe partea de afaceri. Ce pățește cu 10 de săbi și 10 de monede? Este și un copil implicat la mijloc. Uite, e frică. E frică de o persoană angelică aici, persoana femeia care a fost atacată. Și e frică de Dumnezeu, e frică de divinitate, pentru că știe că asta este karma. Știe că asta e plata pentru rău pe care l-a făcut. E foarte conștient. Și femeia asta care a fost pusă în poziția asta și a fost păcălită, este și ea la rândul ei foarte conștientă, sau va fi în curând, în următoarele 72 de ore, că asta este o plată prin care ea trece, pentru că a ascultat de omul ăsta. Bun. Wow. Energie grea la varianta numărul 1. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. Următoarele 72 de ore. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Aud succes, vei avea foarte mare succes. Moarte și renaștere, oricum în seara asta este pragul și anume deja am trecut lună plină în Scorpion. Pentru cei care aveți Scorpion în astrograma voastră sau ascendent, descendent sau sunteți chiar Scorpioni, va fi resimțită ca o moarte și renaștere la varianta numărul 2 sau poate deja s-a întâmplat când veți vedea videoclipul, ok? Este moartea a tot ce a însemnat vechi, trecut, karme neîncheiate, cicluri karmice, lanțuri karmice, pentru alții dintre voi aud blesteme, plăți karmice dintr-o altă viață, din viața asta pentru alții dintre voi. Este o curățire foarte profundă. Poate foarte mulți dintre voi veți face un ritual, ca să spunem așa, o baie purificatoare. Sau ați făcut o baie purificatoare chiar fără să vă dați seama, pregătindu-vă pentru ceva, dar acel ceva nu se întâmplă, ok? Poate că ați stabiliți un meeting sau o întâlnire sau stabiliți ceva cu cineva, iar sau stabiliți să ieșiți undeva, dar nu este menit, tu trebuie să fii în alt loc sau tu trebuie să faci altceva în momentul ăla, ok? Nu trebuie să fie alături de persoanele respective sau de locul respectiv. Este ceva menit să se întâmple pentru purificarea ta, ok? Am intrat în etalarea 2 cu zâmbet pentru că la tine este vorba despre zâmbete. Și vei avea foarte multe de acum încolo, pentru că a fost o perioadă lacrimogenă la tine, o perioadă grea, o perioadă în care cred că, să spun cuvântul potrivit este, cred că ai putea să scrii o carte despre viața ta. Și cred că numai în filme vezi ce ai trăit tu. Pentru câțiva dintre voi este vorba despre, uite, ți-am spus, justiție. Tu ai foarte multă justiție care ți se face în primul rând. Pentru câțiva dintre voi ți se face dreptate, foarte multă dreptate pentru evenimentele prin care ai trecut. Am un mesaj specific pentru cineva aici. Cine se regăsește? Ai fost într-o perioadă în care nu știu unde ai fost.
Asta este cuvântul potrivit. Și aici vorbim despre, vreau să văd când sare, a plecat oricum. Tu ai fost, că ești, eu văd mai mult pentru doamne, dar poate fi valabil și pentru domni, ok? O perioadă foarte, foarte, foarte grea în care tu ai avut niște stări, trăiri, evenimente, întâlniri foarte ciudate. De ce? Tu ai avut un spirit. Ai avut un spirit care te-a rănit atât de tare și care ți-a făcut atât de mult rău. Și pentru câteva dintre voi va afecta profund viața. E spiritul cuiva din familia ta sau spiritul cuiva cunoscut, e, dar din familie văd. Cred că știi despre ce vorbesc. Este vorba despre cineva care ți-a atacat permanent familia. S-a învârtit în jurul familiei tale. Spiritul ăsta credea că își face justiție, dar ți-a făcut foarte mult rău. Vreau să te anunț că este într-un loc unde este judecat pentru ce a făcut. În momentul de față. Ai scăpat. Ești liberă. Nu știu cum ai făcut. Ori s-a făcut de la sine, deși nu cred. Ori se face ceva, ori s-a făcut, dar ai scăpat definitiv. 5 ani de povară. 7 ani de povară. După care vei avea un nou început. Un nou început în dragoste, cum ți-ai dorit întotdeauna după atâta eșec în care te-ai întrebat de ce am avut parte numai de persoane neserioase, de ce nu s-a legat nimic, de ce numai trădări, de ce regele de cupe, regele de bâte, regele de săbii, de ce toți au venit și așa cum au venit au plecat sau mi-au făcut atâta rău și parcă toți veneau către tine cu aceeași energie. Energia respectivă era spiritul ăla. Toți se comportau la fel, toți vorbeau la fel, toți aveau aceeași atitudine urâcioasă către tine, toți parcă aveau ceva împotriva ta, toți parcă erau înverșunați asupra ta, fără niciun motiv anume, ok? Erau unelte de către spiritul ăsta. Erau unelte. De-aia am spus că ai putea să scrii o carte. O secundă. Bun. Ai avut momente când ai crezut că spiritul ăsta, că poate face un păcat să crezi asta despre el. Ai avut momente când ai spus că poate nu este ok să crezi asta că îți face rău. Ai avut momente când te-ai acuzat că ai luat măsuri. Ai avut momente când te-ai răzgândit. Momente când te-a răzgândit. Ok? Momente când te-a doborât. Momente când te-a îmbolnăvit. Și multe. Momente când și-a dorit să plătești pentru ce, nu știu. E o chestiune din familia ta, dar a făcut-o nedrept. Nimic n-a fost drept din ce a făcut, din ceea ce mi se arată mie. Cum s-ar spune în lumea de apoi, să-i spunem așa, nimic n-a fost drept ce a făcut față de tine și a fost degeaba. Pentru că tu n-ai avut nicio vină și nicio persoană din familia voastră n-ați avut nicio vină. Este vorba despre o femeie. Ok? Dar îți spun că a plecat definitiv și ai scăpat definitiv. Uite, era magicianul, era senzația ta că tot timpul aveai farmece făcute. Era senzația ta, parcă cineva aici s-a întrebat la un moment dat, cum este posibil la anumită oră, aceeași stare, persoanele astea, la fel, evenimentele astea repetitive. Nu, este ceva necurat la mijloc. Cineva tot spunea lucrul ăsta. Este ceva necurat în casa mea. Mișcări suspecte în casa ta. Poate ți-au căzut pahare, lovituri, pocnituri. Exact. Prezența și sentimentul că este ceva. Era să zic moartea. Prezența unui mort lângă tine. Prezența unui spirit. Asta simțeai, poate chiar simțeai un miros specific, ok? Miros de metal, miros de oțet, miros de putred, de mucegai. Poate simțeai tot timpul chestia asta. Și te întrebai de unde vine mirosul ăsta.
La tine a avut loc o moarte și o renaștere. Tu ai aici, că de-aia am spus, ai leu și scorpion. Tu reprezinți o forță. Indiferent unde ai scorpionul, reprezinți o forță și cu asta ai reușit, pentru că tu ești moarte și renaștere. Niciodată n-a reușit să te omoare, pentru că tu ești moarte și renaștere. Ok? Exact, și mai ai și leu. Renaști ca pasărea Phoenix, din cenușă, din ce ți-a rămas. Te ridici surprinzător de... Pur și simplu toată lumea rămâne surprinsă cum reușești, în ce hal poți să cazi și apoi să te ridici în felul ăla. Hai să vorbim la trecut, pentru că deja văd că prezentul și viitorul este fără această entitate. S-a terminat. Ok? Te asigur eu că s-a terminat. Chiar poate entitatea asta a avut zodia scorpion sau berbec. Am o curiozitate, de ce te-a atacat, deși nu prea mă interesează prea mult, că atunci când spiritele sunt devin rele, nu ai cum să găsești o justificare. Pentru că ești o persoană angelică, ok? Și pentru că mi-a pare foarte mult scorpion. Și pentru că a vrut să te rupă de partea asta. Și pentru că ești o persoană pură și faci totul drept și bine, n-a suportat chestia asta. I-ai făcut greață cu atâta bunătate. N-a ajuns într-un loc bun. Pentru că spiritul ăsta n-a fost unul fericit. Și a considerat că nefericirea ei a fost datorită ție, nefericirea. Ok? Sau cuiva din familia ta. Și trebuia să se răzbune. Tu, leu berbec săgetător, care ești aici, a vrut să-ți aducă pagubă de bani. N-a avut prea multă reușită în viață. Tu ești o persoană foarte puternică. A vrut să se răzbune pe tatăl tău, pe mama ta. Da. Tu ai puteri, capacități spirituale foarte mari. Cu cine vorbesc aici? Și o intuiție, sau intuiția foarte pronunțată. Visezi. Visezi, ai premoniții. Simți. Și ești menită pentru așa ceva. A vrut să te dea jos, n-a suportat ideea ta. Ești o ființă angelică. Ești un indigo. N-a suportat ideea ta. Mm-mm. Ea a zis că vrea să facă justiție între trei persoane. Erați trei femei sau trei persoane. Ea a vrut să se răzbune astfel. Ținând ascunsă chestia asta, a fost un secret în familie. Cineva tot dădea vina pe altceva, pe altceva, pe altceva, când lucrul ăsta se întâmpla repetitiv. De-aia ți-am spus, ai putut să scrie o carte. Prin ce ai trecut? Pentru că văd în clar viziunea mea. Și ai... Deci nu poți să-ți închipui ce frumos urmează pentru tine. Vreau să văd ce urmează în următoarea 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, evenimente importante. Vindecare. Vindecare foarte multă. Uite. A fost blocat. S-a terminat. Este blocat acel spirit, este dus, este plecat. Te ridici, te vindeci după cât ai suferit. Gata, s-a terminat. Respiro. Este ca și cum dacă ai explica cuiva, cu siguranță nu te-ar crede sau nu te-ar înțelege. Cu siguranță ar spune, dar ce te-a chinuit atâta? Dar tu știi foarte bine cum te-a chinuit și te-a răpus de atâtea ori. Pe lângă asta am o veste foarte bună în ceea ce ține de dragoste. Ce spuneam mai devreme, că n-ai putut să legi nicio relație. Se pare că acum se va lega ceva atât de ușor, încât o să spui cum e posibil, nu vine să cred, e prea frumos să fie adevărat, dar bineînțeles că ești foarte conștientă dacă tu știi ce s-a întâmplat, cum ai reușit să scapi de acest spirit. Vreau să știu mai multe despre noua relație. Eremitul și 8 de cupe. Singurătatea ta s-a terminat. Ai scăpat de entitatea asta. Noua ta relație. Wow, câtă bucurie. Câtă bucurie vei împărtăși cu persoana asta. În primul rând, te vezi pe tine cu adevărat așa cum ești, cum n-ai putut să te vezi atâta timp. Mie mi-apare moartea cu regina de cupe.
Pa! Deci, am spus Scorpion. Am spus Scorpion. Nici nu vreau o pun la Eremit, acolo e. Noua ta relație, asul de cupe, poate era rac pe Scorpion. Asul de cupe și poate te bute. O relație de vis. O relație de vis. Noua ta relație pentru varianta numărul 2, asul de cupe și poate te bute. Celebrare, pasiune, dorință. E ce ai manifestat tu. O comunicare foarte bună vei avea cu persoana asta, o înțelegere. Este ca și cum veți fi perfecți unul pentru celălalt. O să zici, e tot ce mi-am dorit vreodată. Care e celebrarea cu 3 de cupe în noua relație? Liniștea sufletească pe care persoana asta ți-o aduce, siguranța, grija și faptul că este un bărbat foarte grijuliu, un bărbat foarte preocupat de nevoile tale, un bărbat cu o judecată dreaptă, un bărbat curat, un bărbat loial, un om ferm în ceea ce spune când spune o vorbă, ok? Poate să fie săgetător taur, el mi-apare ca regele de săbi și are hierofantul și temperanța, dar este un om foarte echilibrat, un om gemen mai mi-apare, un om foarte echilibrat. Cum vine omul ăsta către tine? Ia să vedem următoarele 72 de ore. De la tine nu vine nimic. Deci nu tu te duci către persoana asta. Din star mi-a răspuns. Cum vine bărbatul ăsta către tine? 6 de cupe și roata. Posibil să vă cunoașteți deja? Sau posibil este momentul în care tu nu simți să vorbești cu nimeni, ești într-o perioadă de recuperare și de tăcere, nu mai ai nicio opțiune, ai aruncat tot trecutul, ai spus nu mai vreau pe nimeni, am învins victorie, am lăsat persoanele astea, am realizat adevărul despre ele și pac, apare persoana asta. Poate, nu știu, din ceea ce văd în clar viziunea mea, poate să fie prin munca ta, prin socializare, poate chiar să-ți facă cineva cunoștință cu persoana asta. Cum apare cu 9 de cupe? Uite, tu ești în recuperare, totuși ai un 9 de săbi. Muncești, deci 3 de pentacule. Prin muncă, telefonic. Cum cu 9 de săbi și 3 de pentacule? Steaua. Deci tot telefon, internet, aplicație, job, mesaje. Deci persoana asta așa apare. Vă cunoașteți pe un fel de socializare. Vă cunoașteți deja, te caută, nu ați materializat relația până acum. Dacă când ți-ai pierdut orice speranță, susținem să ieși în recuperarea asta. Dar urmează ceva foarte frumos. Și 6 de cupe poate să fie... Uite, iar mi-apare, iar mi-apare. Deci împăratul cu 6 de cupe. Numai așa mi-apare. Poate este un om extraordinar de dulce și copilăros, dar în același timp un om foarte matur. Pentru alții dintre voi poate este sentimentul ăla te cunosc de o viață, poate pentru alții dintre voi chiar vă cunoașteți deja, iar pentru alții dintre voi poate fi un bărbat destul de matur, dar în același timp să fie un suflet de copil, un suflet pur. Pentru alții dintre voi poate fi un suflet geamăn și unele dintre cazuri să aibă și un copil dintr-o altă relație. Bun, mai vreau energie pentru cei de la varianta numărul 2. Următoarele 72 de ore. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Uite. În primul rând, pe partea financiară, jackpot. Deci, este un contract foarte important pentru tine, Leu Berbec, săgetător. Uite, regina de bâte cu soarele, Leu. Un contract foarte important, o reușită foarte mare, ceva extraordinar. De exact, zici că e jackpot, ok? 10 de cupe, 6 de monede, dragoste, egalitate. Deci este tot ce ți-ai dorit vreodată. Este tot ce ai putut să-ți dorești vreodată, ca să spunem așa. Avem energie pentru cei de la varianta numărul 2. Următoarele 72 de ore. Tot ce a însemnat, uite,
ceea ce nu-ți mai folosește. Pentru alții dintre voi pot fi acte vechi, foi vechi, mesaje, poze, faci curățenie în telefon, faci curățenie în casă, arunci obiecte vechi, arunci tot ce ține de trecut, tot ce ți-aduce aminte de o anumită persoană sau de anumite evenimente sau poze cu persoane, ori curățenie totală în telefon, casă și așa mai departe, încât persoanele astea nu mai au cum să te acceseze. Ștergere de numere, ștergere de contacte, pur și simplu arunci și absolut tot ce nu mai este necesar. Pentru alții dintre voi chiar vă scoateți niște tatuaje cu laser și este posibil să fie pot fi 7 tatuaje la număr sau pot fi 7 desene, să spunem așa, un tatuaj destul de mare. Poate pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că aveți nevoie de 7 sau 10 ședințe ca să scoateți de tot tatuajul ăsta. Și văd că asta faceți în următoarele 72 de ore și poate să aibă legătură cu ceva ce ține de trecut. Ok. 10 de săbii. Exact. S-a terminat orice fel de neclaritate ce tu ai avut în legătură cu ce ți-am spus eu mai devreme. Ascunziți și secretul ăla. S-a terminat absolut tot ce ținea de familia și de casa ta. Ai înțeles cine îți făcea rău, ai îndepărtat entitatea respectivă, spiritul respectiv, pur și simplu, prin credință, prin rugăciune cu echilibru pentru foarte multe dintre voi aud, prin faptul că ești un suflet pur, prin faptul că Dumnezeu este acolo lângă tine și te-a ajutat. Turnul. Un tatuaj vechi, dacă este vorba despre tatuaj, este un tatuaj foarte vechi. Cineva are un tatuaj cu cineva care a trăit în trecut, poate cu o figură, o față, și își scoate acest tatuaj sau scris numele cuiva, poate e vorba de numele cuiva tatuat și vrea să-l scoată cu laser, ok? Poate fi o literă în tot numele sau chiar chipul. Vreau să văd echilibru. Da, s-a încheiat povestea acolo și să știi că persoana în care vei fi tu este o persoană care a renunțat la o relație cu o persoană, cu o femeie care, din câte văd, nu a reușit să lege nimic, așa a fost să fie. Mie tot îmi bate că este un săgetător, scorpion, dar și gemeni, noua relație și taur mai văd, nouă de cupe. Ok, vin foarte multe cereri de scuze către tine, oferte de pace, perioadă de liniște, nu văd nimic agitat, 10-le de bute. 10-le de bute nu este al tău. 10-le de bute este greutatea, să spunem, prin care ai trecut tu și responsabilitățile pe care le-ai avut și toate sarcinile pe care ai avut să le faci în tot decursul ăsta, în tot timpul ăsta în care tu a trebuit să scapi de spiritul ăsta sau de entitatea asta sau de ce ai trecut, prin ce ai trecut tu, ok? Iar 10 de bute este greutatea, așa nume, a judecății pe care trebuie să o suporte acest spirit pentru ceea ce ți-a făcut. 10 de monede. Succesul este al tău. N-ai de ce să te temi. Cineva aici a încercat, aceeași persoană, a încercat să sfure, poate pentru alții dintre voi o persoană reală, a încercat să sfure ideile, a încercat să-ți facă rău în ceea ce ține de afaceri, cineva a încercat să te copieze în ceea ce ține de fizic sau de ideile tale. S-a terminat, persoana asta a realizat că tu ești regele de monede, chiar dacă ești regina de bute. Tu ești persoana care deține, ca să spunem așa, capacitățile, tu ești persoana care deține puterea. Chiar dacă îți fură o idee sau chiar dacă îți fură o vorbă, n-are ce să facă cu ea dacă nu ești tu, ok? E mintea ta, e vorba despre ceea ce faci tu. Cum ești tu pricepută în afacerea ta, ok? Bun. Aici vor fi foarte multe persoane, ți-am spus că vin foarte multe oferte către tine, iar tu, din câte văd, ai grijă să faci curățenie sau ai avut grijă să faci curățenie, iar persoanele astea care vin către tine vin degeaba pentru că vor regreta amarnic că nu mai au cum să dea de tine. Adică vor realiza că sunt blocate și nu mai au niciun acces la tine, pur și simplu. Adică se întorc persoane din trecut, dar se întorc prea târziu.
Mai vreau o dată să văd energia noii relații pentru cei de la varianta numărul 2. Noua relație. Da, uite, tot taur văd, iar noua relație. Noua relație. Pentru cei la varianta numărul 2. Este cineva care și-a reținut iubirea față de tine? Sau este cineva care a crezut că nu o să mai iubească niciodată? Este cineva care o să îndrăgostească de tine foarte tare? Dacă vă cunoașteți deja, persoana asta a avut o karmă de împlinit și a avut ceva foarte urât în... sau a fost partea ta, de-aia n-a putut să se apropie de tine din cauza la ce ai trecut, prin ce ai trecut tu, ca să spunem așa, pentru că a existat piedica asta între voi, iar persoana asta acum se întoarce la tine. Poate fi o persoană importantă și este menită să se întoarcă la tine, pentru că văd noua relație, ok? Nu este din cei pe care nu-i mai vrei în viața ta. Concluzia. Concluzia este că după atâtea lacrimi și atâta suferință și atâtea refuzuri sau respingeri sau ceea ce nu ți-ai dorit tu sau prin ce ai trecut, te-a făcut pe tine să devii împărăteasă. Te-a făcut să devii o persoană extraordinar de fericită și pozitivă și să-ți apreciezi afacerea, aud, să-ți apreciezi calitățile, să-ți dai seama ce capacități extraordinare ai dacă ai putut să învingi așa ceva și să-ți salvezi și familia. Și faptul că energia ta se schimbă cu totul. Spiritola îți afecta ție energia făcându-te să fii o persoană letargică, negativistă sau să pare așa în ochii lumii. Dar energia gata, s-a purificat. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3. Vă așteaptă în următoarele 72 de ore evenimente importante. Wow. Dacă ești bărbat, ai terminat o relație cu o femeie din rac pe scorpion și în același timp o relație cu o femeie care este zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Ori consider că două femei te-au trădat, consider că ai avut încredere în cine nu trebuia. Dacă ești femeie, bărbatul care ai de-a face trece prin asta. Ok. Este cineva aici care își dă seama că nu mai vrea să stea în relația în care este. Aici este o decepție foarte mare. În primul rând, cineva a fost indecis de la bun început. O persoană aici s-a îndrăgostit de altcineva și e posibil să fie vorba despre o relație. Deja persoana asta avea o relație sau tu aveai deja o relație. Dar relația în care erai tu sau în care ești încă, ok, este o relație karmică. Indiferent că este căsnicie, indiferent de ce tip de relație ar fi, este o relație karmică. Viața te-a scos în cale sau te-a scos pe tine în cale persoanei astea, dacă persoana asta este într-o altă relație, ok? Pentru că erați menit să vă întâlniți. Au fost atâtea intervenții din exterior, ok, ca să vă îndepărteze. O persoană aici a încercat să își salveze căsnicia sau să salveze relația sau să stea în compromisul respectiv, dar bineînțeles că universul îi arată că dacă n-a vrut să o facă pe modul frumos, să spunem așa, îi dă un tur și anume un zbucium destul de tare. Văd aici săgetător scorpion și știu că am spus la săgetător că cineva te lasă la greu. Am vorbit la acea zodie despre asta. Și exact asta mi-a apărut energia asta cu regina de monede, 3 de cupe și echilibru. E o persoană care te lasă la greu, în care tu ai avut încredere.
Cineva și-a dat dragoste la o parte pentru a salva o căsnicie sau o relație în care nu mai era nimic, era un compromis. Iar acum, aceeași persoană regretă că a făcut treaba asta pentru că ori a aflat că femeia care trăiește l-a înșelat cu altcineva, ori că pur și simplu ea ține cu familia ei sau l-a trădat cu altcineva și nu pune niciun fel de preț pe relația cu el. Și aș dorea oricum despărțire. Da. Cineva a stagnat în situația asta foarte mult timp. Și probabil că a fost un compromis pentru lucruri financiare, din câte văd. Iar aici se dorește un nou început cu a treia energie. Da. A tot fost un conflict. Dacă tu ești în situația asta, conflictul continuă sau a continuat. Cineva știe că tu ai sentimente pentru altcineva sau i-ai și spus deja. Uite, pentru că este un nou început cu a treia energie. Pentru alții dintre voi care ați suferit după o decepție din trecut și de-abia v-ați vindecat și v-a trebuit mult timp, în sfârșit o să aveți un nou început în dragoste cu o persoană nouă. După ce ați avut un conflict în sufletul vostru sau s-a tot reîntors persoana aia din trecut, într-un final reușiți să aveți o relație cu o persoană nouă. Reușiți să închideți acel capitol din viața voastră. Dacă ești căsătorit, mie tot mi-apare vibe-ul ăsta pentru că am aici colțul ăsta. O femeie știe că a fost înșelată sau știe că bărbatul și-a găsit pe altcineva și ea tot verifică, inspectează, conflictul nu se termină, în schimb se termină relația. Cineva a încercat aici să se retragă, aici va fi un proces, uite, un proces de partaj, exact partaj sau certuri de bani, aia unde e partea mea sau care e partea ta, certuri majoritatea de la bani. Deci relația asta s-a bazat pe bani și pe așteptări de bani, exact. E o fecioară aici, puternic aspectată, taur, fecioară, berbec. Cineva aici a spus, eu nu mai vreau relația asta. Sau va spune, nu mai vreau relația asta, conflictul continuă. Deși bărbatul, ca să spunem așa, s-a retras, poate că exact cineva a spus, vreau să-mi salvez relația. Sau să mai dau o șansă. Sau hai să fac chestiunea asta. Sau hai să las de la mine. Din contra aici, femeia, soția sau persoana, ca să spunem așa, care este... în relația actual, comportamentul ei și faptul că a fost numai conflict, ceartă, tărăboi și tot ce s-a făcut aici și doar lucruri materiale care unesc persoanele astea două, face ca bărbatul ăsta să se unească, bineînțeles venind turnul, am zis, nu lipsea turnul, să se unească cu femeia de care s-a îndrăgostit, cu a treia energie. Pentru că oricum își dă seama că relația asta nu mai are niciun viitor. Da. Poate să fie o zodie de foc. El mi-apare zodie de pământ, zodie de foc care pleacă. Spune, relația asta a fost mult prea toxică pentru mine, relația asta a fost mult prea nocivă, ajunge, s-a terminat. Dacă tu ești la treia energie, să știi că bărbatul ăsta vrea să fie cu tine, poate ai stat deoparte și ți-ai dat seama că de fapt trebuia să se... și știi că se va întâmpla la un moment dat. Aveai un feeling că bărbatul ăsta este pentru tine, dar trebuie să te tragi ca el să-și dea seama că relația lui nu mai funcționează și el să ia măsura asta, să nu fii tu cauza despărțirii. Ok, o să ai o surpriză, să știi. O să ai o surpriză foarte mare în următoarele 72 de ore, pentru că bărbatul ăsta vrea să ia contact cu tine și vrea pur și simplu să vorbească foarte serios cu tine. Mai vreau energie pentru cei de la varianta numărul 3. Posibil să nu discuți cu persoana asta, posibil să fie o persoană blocată. Poate ți-a trimis mesaje și nu le-ai primit pentru că este cineva blocat. Și-a dat seama că te iubește, și-a dat seama că ține la tine. Uite, am pe cineva gemeni, balanță, vărsător, săgetător. Și-a dat seama că își dorește o familie cu tine, și-a dat seama că ești persoana potrivită pentru el. Persoana asta o să insiste să vorbească cu tine, posibil să pună pe altcineva să vorbească cu tine dacă nu reușește el,
posibil să te sune după alt număr sau să te sune după număr necunoscut în următoarele 72 de ore. Este cineva care spune, nici femeia asta nu m-a făcut fericit, nici femeia asta nu m-a făcut fericit, nici femeia asta nu m-a făcut fericit, pur și simplu m-a făcut femeia asta fericit din leu. Mă duc către fericirea mea, femeia care mă face fericit. Puterea? Da. Mă duc către visul meu. Persoana asta este visul meu. Persoana asta îmi dă putere, îmi dă motivație. Mă simt fericit. Cineva realizează că se simte fericit lângă persoana respectivă. Ori tu realizezi chestia asta, ori persoana care e de-a face. Cineva spune, persoana asta chiar mă face fericit sau fericită. Deci nimeni nu a reușit să mă facă să mă simt așa decât persoana asta. Concluzia este că cineva este foarte îngrijorat aici dacă împăcarea asta o să mai aibă loc. Concluzia este că cineva se gândește și am spus, o să insiste, regele s-a debute cu foarte multe apeluri, mesaje sau telefoane, exact, oferte de împăcare. Probabil că te caută după diferite numere din câte văd. Este cineva care a considerat că are rival sau un rival, este frică ca tu să nu fii cu altcineva acum, este frică să nu mergi mai departe cu altcineva, este cineva care se grăbește să se împace cu tine. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem la un nou video.